Vă salut! Numele meu este Calina, sunt elevă în clasa a 8-a. Cartea și filmul despre care am ales să vorbesc este Interstellar. Este un film științifico-fantastic, regizat de Christopher Nolan, lansat în noiembrie 2014, inspirat de cartea de Science of Interstellar, de Kip Thorne. Mulți dintre noi cred că viața ne este asigurată și că dezastrele iau sfârșit, când adevărul este că noi ne concentrăm atât de mult pe a ne urî și a ne face rău unul altul, încât nu ne dăm seama că viitorul generațiilor următoare ne este asigurat doar de noi și sunt dovezi clare care ne pot arăta asta, care se află chiar și în această carte. Știința din carte și film nu contează, pentru că nu e vorba despre ce este posibil, ci despre ceea ce vrem să credem. Acest film este despre miracole și vise, nu despre știință. Cooper, personajul principal, este considerat Hristos și pentru a-l conduce acasă sunt indicii religioase, menționându-se misiunile lui Lazar. Îl avem astfel pe Cooper într-un dublu rol. Ca figura lui Hristos, care aduce mesajul lui Dumnezeu, unui profet și de asemenea ca prim apostol, care singur a experimentat divinitatea, care este convins că se fac minuni. Copiii oamenilor, că oamenii vor deveni într-o zi zei, capabili de miracole. Zei cu 5 dimensiuni nu sunt altceva decât copiii oamenilor, concepuți imaculat de o tehnologie Maria. Nu încă, spune Cooper, dar într-o zi. Nu tu și eu, ci oamenii. Oamenii care au evoluat dincolo de 4 dimensiuni pe care le cunoaștem. Nu încă, ci într-o zi, așa spune Cooper, nu tu și eu, ci oameni. Oamenii care au evoluat dincolo de 4 dimensiuni pe care le cunoaștem. În mod tradițional, când cazi într-o gaură neagră, ar trebui să fii sfâșiat. În schimb, filmul în sine este desfășurat de cusăturile sale, a fost o necesitate a intrigii. Adevărul mesajului al filmului ar putea fi foarte bine să arate cât de dificil ar fi să găsești o planetă locuibilă și să ajungi la ea. Chiar și cu o mulțime de deus ex machinas, miraculoși, aruncați în interior și încă mai trebuie să avem o sursă infinită de energie, gravitația însăși. Pentru a avea orice șansă la o soluție umană, de a transporta pe toată lumea în loc să avem de-a face cu munca grea, de a alege cine trebuie să plece, totul se termină într-o notă optimistă în Cooper Station. Dar ce rămâne cu Pământul? Kip admite în carte că pentru a exploata gravitația, pentru a coborî de pe Pământ, ar necesita probabil o distrugere completă a planetei, prin compresie extremă, având în vedere alegerea între un Pământ frumos și o stație recreată artificial, limitată de imaginația omului, chiar dacă de imaginația celor mai străluciți dintre noi, unde alege să locuiești? Ce alege pentru copilul tău? Chiar și astăzi, ai prefera să stai într-o imitație de parc IT magnific proiectat sau să mergi să vizitezi originalul? Și cum rămâne cu istoria, arhitectura și ecologia? Trebuie să lăsăm în urmă, nu? Știu ce alegere voi face. S-ar putea să fac o vizită, dar mi-aș dori să mă întorc pe Pământ mereu. Esența acestea este de a ne provoca pe noi oamenii să ne gândim cum ar trebui să reacționăm la viitor și care ar putea fi opțiunile. Dacă ar trebui să aleg un singur cuvânt care ar trebui să reprezinte această carte, cred că ar fi viitorul sau schimbarea, deoarece totul se rezumă la spera la ceva mai bun. O culoare semnificativă ar fi negru, deoarece când mă gândesc la culoarea neagră, totul este un infinit, ceva care nu are sfârșit la fel ca universul. Parcă te simți singur și totodată totul este necunoscut pentru tine, de parcă te rătăcești. Nu încă, dar într-o zi, ar fi o expresie semnificativă pentru esența cărții. La prima vedere, Interstellar pare să fie un mesaj verde, care avertizează că schimbările climatice ar putea face lumea nelocuibilă pentru oameni și probabil pentru alte specii. Cu toate acestea, există o întorsătură ciudată. Sloganul filmului este "Sfârșitul Pământului nu va fi sfârșitul dintre noi", demonstrând că alte creaturi pot prelua planeta noastră. Aceasta cred că ar fi ideea care v-ar face să doriți să citiți această carte și să aflați cât mai multe despre ea. Să aflați ce l-a motivat pe Cooper să salveze planeta, să-și riște propria sa viață pentru copiii săi. Cred că v-am dat un mic indiciu, dar vă las pe voi să priviți filmul și să citiți cartea. Ne vedem data viitoare! V-am pupat! Pa!